Viorel încă speră că iese bine. Foarte bine, da. Viorel, de regulă, aveam o masă a adevărului acolo. Stai, hai, și eu întrebam, dar acum, nu, acum o să te rog pe tine. Viorel, hai să-i dăm plicul, Viorel. Ia plicul, te rog, aici. Ștampilat. Ia plicul, te rog. Iartă-mă că te întreb, dar trebuie să te întreb. Tu știi să citești, nu? Da. Te-a luat și locul, Viorel. Așa. Ia te rog, și vreau să-mi citești întrebările, da? Și noi o să o vedem exact care este verdictul. Hai, prima întrebare. Datare citești, da? Da. Asta. Da, deci. Te-a violat Marian duminică seara pe 5 ianuarie 2020? Da. Dacă ai avut relații, stai un pic. Cred că mor. Te-a violat Marian duminică pe 5 ianuarie 2020, deci mai dacă... răspund o dată. Deci te-a violat, deci dacă te-a violat, da? Zi da sau nu? Înțelegi diferența? Cum ai răspuns la test? Trebuie să te fi culcat cu el. Stai mă puțin că înțeleg. Cum ai spus la test? Stai, tu zi cum ai răspuns la test. Nu. Da sau nu? Nu. Nu, la test tu ai răspuns că da. Că te-a violat. Atunci mai zi o dată, da. Da. Deci, ce ai zis la test? Că noi avem filmarea. Ai mințit. Da, zice că ai mințit, că nu te-a violat, Marian. Adică a fost de bunăvoie, ziceai tu. Da. Stai mă, că nu mai înțelegem. Deci dacă la detector... Înțelege. Deci acolo tu... te-a întrebat dacă Viorel te-a violat. Adică v-a dacă te-a buscat, dacă... Sau aici te-ai citim... culcat cu el de bunăvoie. Iubita mea, aici citim întrebările cum ai răspuns tu la detector. Și tu la detector ai mințit, ai spus că da, te-a violat. Este așa? Cred că nu, da, nu cred că e o nuanță aici cum pe care nu? Nu o percep. Că avem și filmare de acolo. A, da. Când ți-a pus doamna psiholog întrebarea, te-a violat sau nu te-a violat? Tu hai să mergem la următoare. Ai înțeles, nu? Ia mai departe. Okay. Următoarea întrebare. Ai întreținut relații intime cu Ede? Nu. Cum ai răspuns? Nu. Ok. Deci, ai întreținut relații intime cu Ede? Hai să vedem cum ai răspuns la această întrebare și dacă ai zis adevărul sau nu. Tu ai zis că n-ai întreținut. Nu. Hai să vedem ce iese. Ai mințit. Ai întreținut? Cu Ede, ai întreținut relații intime? Da. Ok. De ce? E bine. Nu că e bine. Bun. E bine. Mai departe. Următoarea întrebare. Ți-ai înșelat soțul cu alți bărbați din afară, în afara lui Marian? Nu. Așa ai răspuns. Da. Hai să vedem. Ai mințit. Deci cum e? Da sau nu? Păi, Veronica, dacă tu recunoști... A ieșit da. Dacă tu recunoști cu gura ta că te-ai culcat și cu Ede și cu Marian, cum spui că nu l-ai înșelat? A greșit, deci da. Hai, mai departe. Nu mai sunt ceva? Nu, astea toate asta. Ne-am lămurit. Mai trebuie să fie una. Mai era uite una, asta mai prim. Era una. Aha. Prima, e mai lungă. Aia e grea de tot, ai grijă. Ia zi, Viorel. Pune-ți centura. Zi, până tu acum, avem noi deja scris în spate. Ai întreținut relații intime. Ai întreținut relații intime cu Marian la hotelul din Bârlad în urmă cu 2 ani? Da. Cum ai spus la detectorul de minciuni? Ai spus adevărul. Da. Asta e tot. Bravo, mă, nu că-i cinstit, a spus adevărul la ultima. Deci... Ce ai înțeles, Viorel? Din atâtea întrebări care au fost aici... Deci, decât o mauna singură, ți-a ieșit că ai spus adevărul. A, da, da, aia dar nu-i vezi ce adevăr ți-a spus. Păi a vezi fost că ți-a spus un adevăr că a fost cu ăla la hotel. Tu asta ai reținut? Vezi ce adevăr ți-a zis. Deci, Viorel, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut și de ce din acest test? Cam nimic. Am înțeles. Bun. Hai să vedem dacă mai putem reface legătura cu soacra. Am văzut că cu Iustin n-am reușit să mai refacem legătura, probabil și din cauza de semnal. Doamna Ilinca, da? Dumneavoastră aveți dubii că această fetiță ar putea să fie a nepoata dumneavoastră? Adică e posibil să fie făcută cu altcineva și nu cu Viorel? Doamna Mirela, una, ca să răspălim, nu avem bani, că-i costă scump, și al doilea,
Au trecut opinune. Am crescut-o până la vârsta de 2 ani și o leacă. Fata o creștem în continuare. A și na și a lui. Eu o cred. Foarte frumos. Vreau să vă întreb, dacă tot, iată, mergeți pe interesul copilului și pe familie, de ce nu puteți să o iertați și să depășiți toate problemele? Că fata a fost tânără, a greșit, a recunoscut. O iertați pe Veronica? Doamna Mirela, băiețul să mă asculte, să vin acasă, dar pe Veronica nu. Nu este mamă de copil, m-a lămurit cu mesajul, cu fel de fel de poate. Bun, vă mulțumim, da, mai continuăm discuțiile. Știi, bărbatul meu, spune că ce? Încercați un pic, acum. Nu putem acum. Hai că vă mai ascultăm și mâine, da? Pentru că mai avem câteva lucruri să vorbim cu dumneavoastră. O dezvăluire senzațională a zis acum. N-am auzit-o. Emily...